cum a sfârșit acestea, deodată s-a stârnit un vânt praznic și, venind un vârtej înfricoșat, a ridicat pe ginerele împăratul în sus și s-a făcut nevăzut. Atunci podul cel minunat îndată s-a stricat și s-a mistuit. De nu se știe ce s-a făcut. Iar palatul în care ședeau moșnegii și cu nora, cu toate bogățiile și podoabele din el, s-a schimbat iarăși în sărăcăciosul bordei al moșneagului de mai înainte. Atunci bătrânii, văzând asta mare nenorocire și pe nora lor în așa hal, au început a o mustra cu lacrimile în ochi și a-i zice cu asprime să se ducă unde știe, că ei n-au cu ce soție. Ea, văzându-se acum așa de nenorocită și horopsită, ce să facă și încotro să apuce? Să se ducă la părinți? Se temea de asprimea tasău și de șugubața de făimare a oamenilor. Să rămâie pe loc? Nu avea cele trebuitoare și era lehamite de mustrările socrilor. În sfârșit, s-a hotărât a se duce în toată lumea să-și caute bărbatul. Și hotărându-se astfel a zis, Doamne ajută! Și-a pornit încotro a văzut cu ochii. Și-a mers ea, a mers tot înainte, prin pustiuri, un an de zile, până ce a ajuns într-un loc sălbatic și cu totul necunoscut. Și aici, văzând o căsuță tuchilată și acoperită cu mușchi, care mărturisea despre vechimea ei, a bătut la poartă. Atunci se aude dinăuntru un glas de femeie bătrână zicând, cine e acolo? Eu sunt, un drumeț rătăcit. De ești o bună apropiete de chilioara mea, iar de ești om rău, departe de pe locurile aceste, că am o cățea cu dinții de oțel și de i-o-i da drumul, te face mii și fărâme. Un bun măicuță! Atunci îi se deschide poarta și drumeața intră în lăuntru. Dar ce vânt te aduce și cum ai putut răzbate prin aceste locuri, femeie, hăi? Că pasăre măiastră nu vine pe aici, necum om pământean. Atunci drumeața a oftat din greu și a zis, ia, păcatele mele m-au adus, măicuță. Caut mănăstirea de tămâie și nu știu în care parte a lumei se află. Se vede că tot mai o leacă de noroc de a-i nimeri tocmai la mine. Eu sunt Sfânta Miercuri, de fi auzit de numele meu. Te nu mi-am auzit, măicuță, dar că te afli în lumea asta, nici prin cap nu mi-a trecut vreodată. Vezi? Tot de noroc să se plângă omul. Apoi Sfânta Miercuri a strigat odată cu glas puternic și pe loc s-au adunat toate jivinele din împărăția ei și întrebându-le despre mănăstirea de tămâie, au răspuns toate deodată că nici n-au auzit măcar pomenindu-se de numele ei. Sfânta Miercuri, auzind aceste, s-a arătat cu mare părere de rău, dar, neavând nicio putere, a dat drumeței un corn de prescură și un păhăruț de vin ca să fie pentru hrană de drum și a mai dat încă o furcă de aur care torcea singură
și a zis cu binișorul: „Păstrează-o, că ți-ar prinde bine la nevoie.” Apoi a îndreptat-o la soră sa cea mare, la Sfânta Vineri. Și drumeața, pornind, a mers iar un an de zile, tot prin locuri sălbatice și necunoscute, până ce cu mare greu ajunse la Sfânta Vineri. Și aici i s-a întâmplat ca la Sfânta Miercuri, numai că Sfânta Vineri i-a mai dat și ea un corn de prescură, un păhăruț de vin și o vârtelniță de aur care depăna singură, și a îndreptat-o și ea cu multă bunătate și blândeață la sora sa cea mai mare, la Sfânta Duminică. Și de aici drumeața, pornind iar în cea zi, a mers iarăși un an de zile prin niște pustietăți și mai grozave decât cele de până aici. Și fiind însărcinată pe al treilea an și cu mare greutate a putut să meargă și până la Sfânta Duminică. Și Sfânta Duminică a primit-o cu aceeași rânduială și tot așa de bine ca și surorile sale. Și făcându-i se milă de această nenorocită și zdruncinată ființă, a strigat și Sfânta Duminică odată cât a putut, și îndată s-au adunat toate vietățile, cele din ape, cele de pe uscat și cele zburătoare. Și atunci ea le-a întrebat cu tot din adinsul dacă vreuna din ele, în care partea lumei se află mănăstirea de tămâie. Și toate au răspuns ca dintr-o singură gură, că nu li s-au întâmplat să audă măcar vorbindu-se vreodată despre aceasta. Atunci Sfânta Duminică a oftat din adâncul inimei, s-a uitat galiș la nenorocita drumeață și i-a zis: „Se vede că vreun un blestem al lui Dumnezeu sau altceva, așa trebuie să fie de nu ai parte de aceea ce cauți, fiica mea. Că aici este capătul unei lumi necunoscute încă și de mine. Și oricât ai voi tu și oricare altul să mai meargă înainte de aici, este cu neputință.” Și atunci, numai ea ca un ciocârlan șchiop, se vede vin cât ce putea și șovâl, se înfățișează înaintea Sfintei Duminici. Atunci ea îl întreabă și pe acesta: „Tu, ciocârlane, nu cumva știi unde se află mănăstirea de tămâie?” „Da, cum să nu știu, stăpână, că doar pe acolo m-a purtat dorul, de mi-a înfrânt piciorul.” „Dacă e așa, apoi, acum îndată, e pe această femeie, du-o numai decât acolo, cum îi știi tu, și povățuiește-o cum a fi mai bine.” Atunci ciocârlanul, oftând, a răspuns cu smerenie: „Mă supun cu toată inima la slujba Măriei voastre, stăpână, deși este foarte cu a nevoie de mers până acolo.” Apoi Sfânta Duminică a dat și ea drumeței un corn de prescură și un păhăruț de vin ca să fie pentru hrană până la mănăstirea de tămâie. Și a mai dat o tipsie mare de aur și o cloșcă tot de aur, bătută cu petre scumpe și cu pui tot de aur, ca să-i prindă bine la nevoie. Și apoi a dat-o pe seama ciocârlanului, care îndată a și pornit șolvâcăind. Și când ciocârlanul pe jos, când drumeața pe sus, când ea pe jos, când el pe sus.
Și când beata drumeață nu mai putea nici pe sus, nici pe jos, atunci îndată ciocârlanul o lua pe aripioarele sale și o ducea. Și tot așa, mergând ei încă un an de zile, cu mare greutate și zdruncen, au trecut peste nenumărate țări și mări și prin codri și pustietăți așa de îngrozitoare, în care voșcăiau balauri, aspide veninoase, vasilii cu cel cu ochi fermecători, vidre cu câte 24 de capete și altă mulțime nenumărată de gângânii și jivinii înspăimântătoare, care stăteau cu gurile căscate numai și numai să înghită, despre a căror lăcomie, viclenie și răutate nu-i cu putință să povestească limba omenească. Și, în sfârșit, după atâta amar de trudă și primejdii, cu mare ce-au izbutit să ajungă la gura unei peșteri. Aici călătoarea s-a suit iarăși pe aripile ciocârlanului, din care abia mai putea fâlfâi, și el și-a dat drumul cu dânsa pe o altă lume, unde era un rai și nu altceva. Iaca, mănăstirea de tămâie, zise ciocârlanul. Aici se află făt frumos, pe care îl cauți tu, de atâta amar de vreme. Nu cumva ți-ai cunoscut ceva pe aici? Atunci ea, deși fugeau ochii de atâtea străluciri, se uită mai cu băgare de seamă și îndată cunoaște podul cel minunat din cea lume și palatul în care trăise ea cu făt frumos. Și îndată îi se umplură ochii de lacrimi de bucurie. Mai stai și nu te bucura așa de grabă, că încă ești nemernică pe aceste locuri și tot n-ai scăpat de primejdii, zise ciocârlanul. Îi arată apoi o fântână unde trebuia să se ducă 3 zile de-a rândul, îi spune cu cine are să se întâlnească și ce să vorbească, o povățuiește ce să facă rând pe rând cu furca, cu vârtelnița, cu tipsia și cu cloșca cu pui de aur, dăruite ei de cele 3 surori, Sfânta Miercuri, Sfânta Vineri și Sfânta Duminică. Apoi, luându-și ziua bună de la călătoarea încredințată lui, iute se întoarse înapoi, zburând neîncetat, de frică să nu-i mai rupă cineva celălalt picior. Iar nemernica drumeață, lăcrimând, îl petrecea cu ochii în zbor, mergând spre fântâna ce arătase el. Și cum ajunse la fântână, scoate mai întâi furca de unde o avea strânsă și apoi se pune jos să se odihnească. Nu trece mult și, vind o slujnică să iei apă, cum vede o femeie necunoscută și furca cea minunată, torcând singură fire de aur, de mii de ori mai subțiri decât părul din cap, fuga la stăpână sa și dă de veste. Stăpâna acestei slujnice era Vespea, care înălbise pe dracul îngrijitoarea de la palatul lui Făt Frumos. O vrăjitoare strașnică care închega apa și care știa toate drăcările de pe lume. Dar numai un lucru nu știa hârca, gândul omului. Talpa iadului, cum aude despre această minunăție, trimite slujnica de grabă să-i cheme femeia cea străină la palat și cum vine o întreabă. Am auzit că ai o furcă de aur care toarce singură. Nu ți-e de vânzare
și cât mi cere pe dânsa femeie hăi. Ia, să mă las să stau într-o noapte, nu de-aia unde doarme împăratul. De ce nu? Dă furca încoace și rămâi aici până la noapte, când s-a înturnat împăratul de la vânătoare. Atunci drumeața dă furca și rămâne. Știrba baba Cloanța, știind că împăratul are obiceiul abia toată seara ocupă de lapte dulce, i-a pregătit acum una ca să doarmă dus până a doua zi dimineață. Și cum a venit împăratul de la vânătoare și s-a pus în așternut, hârca i-a și trimis laptele. Și cum l-a băut împăratul, pe loc a adormit ca mort. Atunci talpa iadului a chemat pe necunoscuta drumeață în odaia împăratului, după cum avusese tocmeală, și a lăsat-o acolo zicându-i încetişor: șezi aici până despre ziua, cam să vin atunci tot eu să te iau. Hârca nu doar că șoptea și umbla cătinel ca să nu audă împăratul, ci avea grijă să nu audă din odaia de alătură un credincios al împăratului, care în toate zilele umbla cu dânsul avânat. Și cum s-a depărtat băbuiul de acolo, nenorocita drumeață a îngenunchiat lângă patul soțului ei și a început a plânge cu amar și a zice: fă-t frumos, fă-t frumos, întinde mâna ta cea dreaptă peste mijlocul meu ca să pleznească cercul istafurisit și să se nască pruncul tău. Și sărmana s-a chinuit așa până despre ziua, dar în zadar, căci împăratul parcă era dus pe cea lume. Despre ziua, tălpoiul a venit posomorâtă, a scos pe necunoscuta de acolo și i-a zis cu ciudă să iasă din ogradă și să meargă unde știe. Și nenorocita, ieșind cu pus în masă și necăjită ca vai de ea, s-a dus iarăși la fântână și a scos acum vârtelnița. Și viind iarăși slujnica la apă și văzând și această mare minune, fuge la stăpâna sa și spune că femeia aceea de ieri are acum o vârtelniță de aur care dea până singură și care e mult mai minunată decât furca ce i-a dat. Atunci, pohoața de babă o cheamă iarăși la dânsa prin slujnică, pune mâna și pe vârtelniță, tot cu același vicleșug, și a doua zi, dis de dimineață, o scoate iarăși din odaia împăratului și din ogradă. Însă, în această noapte, credinciosul împăratului, simțind ce s-a petrecut și făcându-i se milă de nenorocita străină, și-a pus în gând să descopere vicleșugul babei. Și cum s-a sculat împăratul și s-a pornit la vânătoare, credinciosul i-a spus cu deamănuntul ce se petrecuse în odaia lui în cele două nopți din urmă. Și împăratul, cum a auzit aceste, pe loc a tresărit, de parcă i-a dat inima din dânsul. Apoi a plecat ochii în jos și a început a lăcrâma. Și pe când din ochii lui făt frumos se scurgeau și roaie de lacrimi, la fântâna știută, urgisita și zbuciumata lui soție, scoase acum pe tipsie și cloșca cu puii de aur, cea mai de pe urma ei nădejde. Și cum stă ea în preajma fântânei, numai ce ea ca pe slujnica știută
iarăși o duce Dumnezeu la fântână. Și când mai vede și această mare minunăție, nici mai așteaptă să iei apă, ci fuga la stăpâna sa și spune: Doamne, stăpână, Doamne, ce am văzut eu? Femeia aceea are acum o tipsie de aur și o cloșcă de aur cu pui, tot de aur, așa de frumos, de-ți fug ochii pe dânsii. Babornița, cum aude aceasta, pe loc trimite să o cheme, zicând în gândul său: după ce umblă ea, nu se mănâncă. Și cum vine străina, Huanghin pune mâna și pe tabla cea de aur și pe cloșca de aur cu pui de aur, tot cu același vicleșug. Dar împăratul, când a venit în astă seară de la vânat și când i s-a adus laptele, a zis în gândul său: acest lapte nu se mai bea. Și cum a zis, l-a și aruncat pe furiș și pe loc s-a făcut că doarme dus. După ce hârca s-a încredințat că împăratul doarme, vizuindu-se ea și acum în puterea băuturii sale, a adus iarăși pe străină în odaia lui, tot cu aceeași rânduială ca și nopțile trecute, și lăsându-o acolo, s-a depărtat. Atunci, zbuciumata drumeață, căzând iarăși în genunchi lângă patul soțului ei, se neca în lacrimi, suspinând iarăși cuvintele acestea: fă-t frumos, fă-t frumos, fie-ți milă de două suflete nevinovate, care se chinuiesc de 4 ani cu o sânda cea mai cumplită, și întinde mâna ta cea dreaptă peste mijlocul meu, să plesnească cercul și să se nască pruncul tău, că nu mai pot duce această nesuferită sarcină. Și când a sfârșit de zis aceste, făt frumos a întins mâna ca prin somn și când s-a atins de mijlocul ei, dang, a plesnit cercul. Și ea îndată a născut pruncul fără a simți câtuși de puțin durerile faceri. După aceasta, împărăteasa povestește soțului său câte a pătimit ea de când s-a făcut el nevăzut. Atunci împăratul, chiar în puterea nopții, se scoală, ridică toată curtea în picioare și poruncește să-i aducă o iapă sireapă și un sac plin cu nuci, și să lege și sacul cu nucile și pe hârca de coada iepei și să-i dee drum. Și așa s-a făcut. Și când a început iapa a fugi, unde pica nuca, pica și din talpa iadului bucățica. Și când a picat sacul, i-a picat și hârcei capul. Hârca aceasta de babă era scroafa cu purcei din bulhacul peste care v-am spus că dăduse moșneagul, crescătorul lui făt frumos. Ea, prin drăcăriile ei, prefăcuse atunci pe stăpânul său făt frumos, în purcelul cel ogârjit, răpciugos și răpănos, cu chip să-l poată face mai pe urmă ca să iei vreo fată de-a ei, din cele 11 ce avea și care fugiseră după dânsa din bulhac. Ia ca dar, pentru ce făt frumos a pedepsit-o așa de grozav. Iară pe credincios, cu mari daruri, l-au dăruit împăratul și împărăteasa și pe lângă dânsii l-au ținut până la sfârșitul vieții lui. Acum, aduceți-vă aminte, oameni buni, că făt frumos nu făcuse nuntă când s-a însurat, dar acum a făcut și nunta și cu metria totodată, cum nu s-a mai pomenit și nici cred că s-a mai pomenit una ca aceasta undeva. Și numai cât a gândit făt frumos, și îndată au și fost de față părinții împărătesei lui și crescătorii săi, baba și moșneagul,
îmbrăcați iarăși în porfiră împărătească, pe care i-a pus în capul mesei. Și s-a adunat lumea de pe lume la această mare și bogată nuntă și a ținut veselia 3 zile și 3 nopți și mai ține și astăzi, dacă nu cumva s-a fi sfârșit.